Refuzul este o abilitate a ființei noastre și el se poate manifesta în relațiile noastre cu diverse persoane. Refuz un lucru sau altul, refuz o propunere sau alta și, de asemenea, el se poate manifesta în relația noastră cu Dumnezeu. Când e vorba de refuz, el este produsul libertății noastre. Este produsul unei alegeri deliberate. Nu ceea ce este în fața mea mă condiționează să refuz sau să accept, ci ce reprezintă pentru mine lucrul acela mă condiționează. Atenție! Deopotrivă pot să resping răul, pentru că sunt liber să fac lucrul acesta și refuz să fac. Deopotrivă pot să refuz binele în orice formă ar veni la mine și de aceeași potrivă pot să refuz pe însuși Dumnezeu și planul Lui. Să-L ascultăm pe Iisus o clipă. Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi, dar m-ați refuzat. Refuz! Refuzul meu și al tău sunt martori cu privire la viața noastră de astăzi. Și dacă ne uităm înapoi și căutăm o explicație pentru situația sau starea în care ne găsim, fie bună, fie nebună, vom găsi o intersecție în urma noastră unde s-a produs refuzul sau acceptarea. Acolo planul lui Dumnezeu a fost primit în viață sau a fost trimis înapoi la Dumnezeu. De câte ori scrie acolo? Ceea ce însemnează că Dumnezeu nu este un supărăcios ca noi. Ți-am zis odată sau de două ori, gata, mergem în Ardeal, poftiți, serviți masa și noi cei din sud zicem, au, că nu-mi e foame, că acolo o raps de foame. Ardeleanu nu te va chema a doua oară. Dar Dumnezeu nu este în felul acesta. Dumnezeu spune, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, de câte ori ați observat, de câte ori a încercat Dumnezeu să îmbuneze inima lui Iona. Dar Iona l-a refuzat statornic, a rămas statornic în refuzul lui. Sper că nu s-a încheiat istoria lui așa de trist, cum poate și cum apare. Atenție! Refuzul tău este puterea ta de a spune nu. Și lucrul acesta este o binecuvântare atunci când este aplicat răului și blestemului și fără de legii. Refuz! Iosif refuză! Daniel refuză! Ioan Botezătorul refuză! Iisus refuză! Când i s-a dat pe cruce să bea, refuză! Refuzul este un har de la Dumnezeu, este o putere nemaipomenită. Dar atunci când el este greșit îndreptat, devine un cumplit blestem. Ființa omenească poate fi în primejdea de a refuza planul lui Dumnezeu cu el. Așa scrie Biblia despre farisei. Ei au refuzat planul lui Dumnezeu cu ei, respingând botezul. Au spus nu. Dumnezeu a spus, pe aici trece drumul. Nu, ei au respins lucrul acesta, au refuzat. Și observați, în timp ce Dumnezeu apelează și apelează și apelează, niciodată El nu forțează. Eu stau la ușă și bat. Dacă cineva deschide sau refuză să deschidă, omul acela ia o acțiune în dreptul propriei lui vieți. Ați observat că Dumnezeu nu săvârșește binele acesta niciodată sub imperiul vreunei forme de presiune. Întrebarea aceea, vrei să te faci sănătos, nu este o întrebare nebunească, nici în plus, ci ea exprimă noblețea lui Dumnezeu. Dumnezeu este boier, este atât de bun la suflet, este atât de respectuos, este atât de nobil, încât când vrea să-ți facă binele pe care atât de mult ar vrea, Iisus a plâns când a zis, de câte ori am vrut. Și în cuvântul de câte ori însemnează epuizarea tuturor căilor și mijloacelor pe care ar fi putut Dumnezeu să încerce să strângă pe oamenii aceștia, să-i păzească de nenorocire. Și ați observat că adresează această întrebare foarte tulburătoare, care de fapt este fără răspuns, inclusiv din partea diavolului. Puteam să mai fac ceva și n-am făcut. Ce mai rămâne de făcut? Nu numai Dumnezeu întreabă lucrul ăsta, ci și omul care iubește pe Dumnezeu. Și el întreabă la fel. David întreabă, a mai rămas cineva pe care puteam să
cu care puteam să mă port cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu. Eu nu știu să mai fi rămas, dar a mai rămas cineva și mai era cineva. Atenție! Refuzul este o mare putere la dispoziția ta. Aș putea să spun că este o putere totală, ca să nu folosesc un cuvânt care e nepotrivit cu omul, dar este o putere totală. Dumnezeu să ne dea astăzi înțelepciunea și discernământul, ca să folosim întotdeauna puterea aceasta pentru respingerea răului și niciodată să nu fie folosită pentru respingerea lui Dumnezeu sau a planului său cu noi.